Alături de noi este cântărețul de muzică populară Igor Cuciuc. Bine ai venit acasă! Frunzuliță, foi de nuc, vă pupă Igor Cuciuc! Vai, ce frumos! Am zis eu că trebuie să vorbești în versuri. Da. Măi, noi înainte de publicitate am vizionat... Să-ți fața, să-ți fie mai dulce viața! Da, sper să fie mai dulce, că tot am fost pupată de Igor Cuciuc. Înainte de publicitate am vizionat acest cel mai nou și recent clip al tău. Da, cel mai nou. Despre mămăligă și uite, te întâlnim și noi cu mămăligă și cu vin. Că asta este despre tradiția noastră, asta este despre noi. Așa-s moldovenii. Tu ești moldovean că în sufletul tău și primești moldovenește. Corect. Pentru că cine vine la noi se minunează de bucătăria noastră națională, de ospitalierea noastră, de vinul nostru curat, fără zahăr. Oh, Doamne! Da, vreau să te întreb, Igor, de unde, uite, tu până acum cântai despre mândruță, despre zeamă. Uite, și o mămăligă ai pus în repertoriul tău. Am stat eu și m-am gândit care sunt deci, cele mai întrebate bucate ale moldovenilor. Deci, mămăliga, zeama, sarmalele, plăcințelele. Da, plăcințelele. Și am zis să fac, care este pâinea moldoveanului? Mămăliga. Mămăliga merge cu orice, zic. Așa și este. Cu un pește, cu morzdei. Și cu vin, și cu lapte. Și cu friptură de miel sau de găină, orice, de purcel. Deci, într-adevăr, mămăliga este pâinea noastră. Și m-am gândit să-i fac, să o îmbrac așa într-o haină muzicală. Mămăliga neamului, pâinea moldoveanului. Stă mereu un cap de masă, asta e bogăția noastră. Așa este. Mămăliga e ca un soare. Mămăliga-i ca un soare, vă poftim pe fiecare. Pentru la o mămăligă bună. Dar tu faci mămăliga acasă, ia stai un pic. Eu fac mămăliga acasă, dar ultima dată am făcut-o cam rău. Am pus jumătate de pachet de unt și am făcut-o prea grasă. Așa. Și atunci soției a fost puțin rău. A băut pastile după aceea. Am vrut să o fac și eu din tot sufletul, mai așa mai, dar totuși are, tot are o măsură. Deci. Dar tu în copilărie o ajutai pe mama sau cine făcea la voi mămăliguța? În copilărie mama nu prea avea timp, era la școală și mă ruga, era la câmp, aveam sote. Bine, treburile de câmp aveam aici, aveam, da. Și mama mă ruga, mama plămădea, într-un bol, da, și eu luam câte un boț așa și puneam în forme. Deci aveam un... Deci ea făcea și tu cuptor, coca o făcea, iar tu cuptor, trebuia da, să... Da, cuptorul, și puneam în cuptor acasă și îi așteptam și spune o oră de vreme. De multe ori ea m-ar spunea mamei. A, vorbim de pui, dar de mămăligă. Mămăligă acasă n-am pregătit. N-am când pregătit, era tata acasă, cum spuneam, tata cu zâmbet pe față, tăia mămăliga pe deci tăia mămăliga el tăia coasă. Da. El tăia, nu te lăsa pe tine să o tai. Sau aveai și tu privilegiul ăsta când erai copil? Am mai tăiat, sigur că și eu. Cel mai gustos, îmi aduc aminte, tata făcea mămăliga într-un mod așa special. Hai, spune-ne rețeta. Deci, făina de mămăligă și punea, la urmă, un boț de brânză chiar la când se prepara ea. Deci, ceva deosebit. Avea un gust, cum să spun, bogat, specific, ca la nimeni. Deci, punea brânză acolo. Și acum mă descrii și nu m-am dau seama, mi se face băbura. Și dacă, și tata spune așa, dacă brânza e naturală, fără adausuri, atunci ea se topește toată. Dar dacă nu e chiar bună, e amestecătură cu nu știu ce, nu se topește și rămân boțuri de brânză. Și eu știu că rețeta respectivă și în România o mai văd mămăliguță cu brânză, exact cum ai spus tu. Vreau să te întreb de această producție video, care este una foarte frumoasă, este una vie, autentică, exact, și să ne spui și cu cine ai colaborat. Noi știm, dar și cei de acasă să cunoască acest detaliu important, zic eu. Orchestra Fraților Vasile și Vitalie Advahov, Orchestra Municipală a Fraților Advahov. Muzica e semnată de mine, versurile sunt semnate de către Alexandru Vdovicenco, cantautor, compozitor. Am colaborat, filmările... Unde au fost? Unde filmările s-au filmat în raionul Criuleni, satul Slobozia, Dușca. Acolo am prieteni cu mătri și acolo am hotărât să o filmez. Vreau să mulțumesc pe această cale domnului Ruslan Sitișco, conducătorul ansamblului de dansuri Nemurele și Țărâncuța. Și domnului Iurie Istrati, conducătorului muzical, care mi-a adus băieții, a adus cea 1, a adus masa.
Vreau să mulțumesc la toată lumea și, în ultimul rând, vreau să mulțumesc și echipei de filmare, cei care au imortalizat, au prins aceste imagini frumoase, le-au filmat pentru telespectatori. Eu recunosc că au prins și emoțiile copiilor, a oamenilor, și chiar am remarcat faptul că aveți de diferite vârste. Asta înseamnă că și cei mici, știi, încearcă să se inițieze în această cultură a noastră, pentru că, cum ai zis și tu mai devreme, avem niște elemente de definitorii care ne definesc. Dacă pui melodia asta în turism, așa, mămăliga neamului, pânea moldoveanului. Uite, un hint ai adus acum celor din agențiile de turism. Hai, spune, dar ce ne așteaptă pe viitor? Cu vin avem surprize, sărmăluțe? Cu vinișor am făcut, cu sărmăluțe. Acum eu lucrez la mai multe melodii. Hai că nu mai spun chiar tot, dar spun că lucrez la câteva melodii. Una o să apară chiar peste 2 săptămâni. Așa, te așteptăm acasă. O melodie foarte dinamică pentru sărbătorile de iarnă, sărbătorile magice, și după care urmează și ceva pentru mamă, pentru tată, deci pentru părinți. Am mai lansat o melodie, tot scrisă de Alexandru Dovicencu, dar am și melodii scrise de mine, care o să apară în curând. Tu ești pentru prima dată acasă și la câte ne-ai spus, la câte noutăți ne așteaptă, eu sunt sigur că ai să vii cu prima noutate la noi acasă. Cu mare drag vin la voi acasă și toată lumea mă întreabă, ai făcut despre felul 1, felul 2, dar acum ce urmează? Urmează tortul. Cușma lui Guguță sau desertul ăsta care este al nostru tradițional. Uite, Igor, pentru că tot avem un pic de vinișor aici, hai să ciocnim. Eu îți doresc... Spunem un tost? Nu știu, eu vreau să-ți spun, eu aș vrea să-ți spun că mă bucur că ai venit la noi acasă și să-ți dea Dumnezeu mai multă inspirație și mai multă inspirație, că tu și așa o ai, să ne mai uimești. Și acum, telespectatorilor, tu. Sănătate, deci se spune așa, se spun un tost. Primul pahar îl bem pentru sănătate, al doilea pentru fericire, al treilea pentru dragoste, al patrulea pentru familie, al cincilea pentru bani, al șaselea pentru succes. Dar la noi să fie toate în unul. Deci, toate în unul. Oameni buni, să ne fiți, să ne trăiți dumneavoastră ca și florile din fereastră. Să aveți parte de bucate de noroc și sănătate. Dumnezeu să vă păzească cu mila sa de sus cerească, să vă dea unire în casă și tot binele pe masă. Să vi se mulțească norocul cum se mulțește vara busuiocul. Frunzuliță solți de pește, uite, anul se gătește. Noi te așteptăm acasă.